și bun regăsit! Dacă e vineri, e un nou popas folcloric aici la Lege TV, pentru că este ora 8 fix, de ora 20, da? Intrăm în casa dumneavoastră din nou, de această dată cu o olteancă. E de aici, da, noastră, de la Craiova și revine în platoul emisiunii noastre să ne cânte cu drag, pentru că spune că mai bine tati și le face. A tăcut și a revenit în platoul emisiunii noastre, Ionela Angel. Popa, bună seara și bun revenit! Bună seara, bine v-am regăsit și o seară frumoasă tuturor celor care ne privesc! Păi, dacă tot s-a pomenit de telespectatorii noștri, zic să invit să fie alături de noi. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm dedicațiile și de această dată, însă și pe pagina de Facebook a emisiunii Popas Folcloric a Lege TV vă așteptăm mesajele. Nu uitați că și în această seară de vineri avem un voucher cu reducere de 50% la Florin Burescu Atelier, pe care îl puteți câștiga și de această dată dacă sunați sau ne trimiteți mesaje pe pagina de Facebook, dar avem și concursul cu instalația GPL. În această seară vom afla câștigătorul. Să vedem cine câștigă instalația GPL. Așadar, încă vă mai puteți înscrie. După fiecare pauză de publicitate, primul telespectator care sună și dorește să participe la concurs și răspunde corect unei întrebări dintr-un text pe care eu îl voi citi înainte, va participa la tombolă și vom afla câștigătorul chiar în această seară de vineri. Așadar, vă dorim mult succes și să vedem pe cine face fericit în această seară, Ionela Angel Popa. Doamne ajută! Au sunat oameni de peste tot și au dorit să se înscrie la concurs. O instalație GPL, zic că e un premiu destul de bun pentru ei, nu? Păi în ziua de azi că nici la magazinul din fața blocului nu mergem decât cu mașina. Deci chiar este binevenit. Așa face unul la el. Păi da. Mergeți cu mașina pe ori la cât dacă aproape se poate și din dormitor în living. Până la urmă mai nou la mine în casă se merge cu fenibordul, placa aceea pe roți, știi? Sau cu rolele. Așa îmi face, da, așa Ștefan. Face Ștefan, da, mama mi-a zgâria parchetul. Păi e mai ușor. Merge și el și cântă dacă nu și face bani. Da, chiar am avut săptămâna trecută niște prieteni de la București în vizită, au dormit la mine acasă, la parterul casei, la dormitorul de acolo. Acum Ștefan singurel, eu dormind prin cameră, mă rog, s-a plictisit și să nu se plictisească, s-a dat cel puțin cu rolele pe la ușă, pe la musafiri. Și doar spunea, mami, am fost foarte cuminte, m-am plictisit, n-am făcut gălăgie decât m-am dat cu rolele. Vă dați seama cu se auzea? Până la urmă, el este acolo, toată energia și bucuria din care să vă duce. Bineînțeles, el este șeful, să zic așa, iar eu sunt oaia neagră. Mi-a spus ieri, mami, tu ești oaia neagră. Tu ești cea mai rea, cea mai... toată lumea se facă ca tine. O, și... ce, el ceartă mami mereu? Un pic așa. Și tatăl nu-i spune nimic? Și tatăl ceartă când greșește, dar mamele mai mult. Mamele mai dau și cu palma. Tac și le fac. Da, da, da. Așa cum spune și piesa după... Cel mai recent album. Cel mai recent album, da. Avem și noi aici. L-am mai prezentat telespectatorilor, însă de fiecare dată... La vremea când a ieșit pe piață. Exact. E bine să știe de el. Pe când un nou album, adică a trecut ceva vreme de când a fost lansat ăsta. Bineînțeles. Îl mai promovăm pe ăsta? Eu zic că un pic, nu prea mult. Pe când un nou album, nu știu ce să zic. Nu vreau să-l laud așa. Sperăm că de curând. Dar se muncește la el? Știi și tu prea bine. Se muncește. Și costă și, mă rog, nu e asta o treabă grea, dar... trebuie un pic de timp. Bine, am înțeles. Mai bine taci și le faci. Exact asta vrea să facă Ionela Angel Popa. Tace și pormă vine cu albumul și ne-l arată și ne-l prezintă tuturor, da? Da. Eu aștept cu drag un nou album. Sper cu o piesă la fel de... cu un titlu cel puțin la fel de incitant ca al acestui album. Da, am ceva în plan. Bineînțeles, despre doamna Jean Nicolau mi-a dezvoltat ideile, cum și melodia, mai bine ta și le faci, tot de ea e dezvoltată. Bine, ideea îi pleacă de la mine, dar dumneavoastră a desfășurat-o și nu spune secret. Ah, ce curioasă sunt! Și de unde vine ideile, Ionela Angel Popa, așa? Astea, de așa la anunț. De la anunț, de la Galicica, de la Galicia Mare, de la Băilești, Craiova, nici eu nu mai știu. De peste tot. Da. Practic, orice... De situațiile de care mă lovesc și, bineînțeles, de peripețiile după l-anunț. Păi pe acest album s-a cântat despre mamă de băiat, despre nașă, despre bărbat, dragoste, nec. Ce urmează pe următorul? Nu știu. Secret. Da, deci nu reușesc să scot nimic în seara asta de la Ionela Angel Popa. Nu știu ce.
ce să mă fac, însă, nu știu, poate vă spune dumneavoastră ceva, 0720880480, sunați-ne și întrebați-o. N-are cum, deci nu răspunde mie, dar dumneavoastră pun pariu că vă răspunde. Nu-i așa? Vreți să spun ce gătii asta? Să vedem. Vreți să spun ce am făcut? Am făcut clătite și ciorbă de găină de la mamaia de la țară. Bun. Dezlăvire, așa, ca să ne rotunjim puțin. Da, fiecare poate au observat telespectatorii că mi-am schimbat locul. M-am săturat de coafiuri și de extensii și de așa și uite, am abordat imaginea pe care eu cu ani în urmă am avut-o la festivalul Maria Tănase, unde am luat și un loc mic acolo, 3, nu contează și chiar mi-era dur de tulpan. Nu cred că am vorbit despre lucrul acesta data trecută când ne-am văzut. Păi acum și tu, vezi să le explic toate? Să dezvoltăm, păi tocmai asta, păstrăm informații pentru fiecare popas pe care îl vei face aici. Da. În ce an ai participat la Maria Tănase? 2001, Maria Tănase, locul 3, nu mai contează. Orice și chiar loc, așa chiar am apărut. Participarea este foarte importantă. Zic să luăm un prim telefon. Avem un curajos? Da. Avem un curajos, da, și spunem bună seara. Bună seara, domnișoara Claudia. Bună seara, bun venit alături de noi. Bună seara, Angel. Bună seara. Vreau să vă spun că sunt foarte bucuroasă. Sunt Husanu Petrica, câștigătoarea voucherului de vinerea trecută din emisiunea dumneavoastră. Felicitări, doamna Petrica. Mulțumesc, fărâna domnului Cușor de a purtat noroc. Da, săptămâna trecută Nicușor Micșoriu a fost aici alături de noi. Vreau dumneavoastră să vă urez, doamna Ionela, multă sănătate, multă fericire. Mulțumesc să la fel. Să vă trăiască băiețelul, să vă bucurați de el, întregii familii dumneavoastră. Mulțumesc și la vreau ca dedicațiile dumneavoastră, melodiile noastre din această seară, să fie dedicate, în primul rând, domnișoarei Claudia, colegilor din regie, atelierului Florin Burescu. Da. Așa, pentru că face un lucru frumos pentru noi femeile. Să știți că mai pregătim surprize de emisiune. Care vă urmăresc și vă întregesc. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc, o seară plăcută în continuare. Mă scuzați până mă obișnuiesc cu dumneavoastră să mai întreagă emoțiile. Vă scuzăm, mama Petrica, nu este nicio problemă. Emoțiile lăsați-le la noi, dumneavoastră spuneți dedicațiile și ceea ce aveți de spus. Cu dragă, mă așteptăm alături de noi. Vă mulțumim. Soțului meu care este acum lângă mine aici se uită la... Aurel, care se uită la dumneavoastră cu drag și vă privește. Îl salutăm și noi pe soțul dumneavoastră. Iar îi place foarte mult cum cântă doamna Angel. Da, mulțumim. Ce melodie îi place de la doamna Angel? Nu. Acum chiar nu-mi vine în minte. Toate. Foarte bine. Mulțumim, doamna Petrica. O seară plăcută, vă dulce. Rămâneți alături de noi. Ne cântă doamna Angel în această seară, dar până să ne cântă vreau să mai aflăm câte ceva de la doamna Angel. Ne spunea că a participat la festivalul Maria Tănase și a câștigat un loc 3. Păi de acolo mi se trage aținuta aceasta imagine cu tulpan. Chiar răsfoiam ieri prin casă niște poze și am văzut. O să schimb și o să abordez din nou tulpanul. Poate să răsfoim și noi niște. Soacra mea îi place această imagine cu tulpanul. Da, ea tot timpul spunea, puneți în cap, eu nu știu, nu, mai modernă, mai cu coafiuri, mai cu extensii, mai cu... Și uite că acum am îndeplinit dar până dorința. La urmă, cum trebuie să apară un interpret de muzică populară în fața publicului? Păi așa? Trebuie să arate bine. Îmbrăcat 100% autentic sau și cu câteva... Dacă se poate și, bineînțeles, cu ceva nou. Să nu fie aceeași imagine, aceeași rochie la toate nunțile. Da, costumul popular, mă gândesc, oamenii cer foarte mulți costumul Da, mă îmbrac la nuntă costum popular. Le-am pe majoritatea de la bunici, cumpărate și unele dintre ele. Mă îmbrac în costum popular. Câte costume populare? Multe. Am și multe care nu le-am retușat, că singură mi le fac, mi le croiesc și nu prea am timp. Uite, descoperim aici hobby-uri și talentul. Nepoata mea, Alina, spune că sunt cea mai bună croitoreasă dintre cântărețe. Păi da. La mine toți prietenii mei vin, ba un scurtat de pantalon, ba un strâmtat de bluză, ba... Da? Deci... Uite, deci, ce alt hobby-uri mai are Ionela Angel Popa? De toate și... rochile mi le ajustez, mi le modific și costumele și știu să și gătesc, să și spăl. Sunt femeia universal, valabilă. Și nu aia neagră, așa da, cum spune cum Ștefan. Ne urmărește da, Ștefan? Da. Nu, cred că e la joacă momentan, nu știu cât e ceasul, poate n-a intrat în casă.
E prin vecini, pe acolo, pe la Popoveni. Pentru vecinii din Popoveni. Eu sper să ne urmărească până la urmă în această seară, pentru că va avea și el o surpriză puțin. Vroiam să vină târziu cu mine în emisiune, să ne îmbrac în costum popular, dar, cum spune Ștefan, eu când muzică țărănească și nu se cădea să vină el aici cu mine. Deci, așa spune? Da, eu când muzică țărănească. Și nu apreciază? Îi place mai mult muzica ușoară. Nu apreciază pe mami pentru faptul că muncește? Afar aceste... de faptul că aduce bani și cumpără ce vrea el, taică să nu prea-i cumpără. A. Și tot mami oaia neagră. Da, tot mami oaia neagră. Of, of, of. Păi, nu știu, el se îndreaptă către muzica ușoară, nu? Și e populară, îi place, are... Are așa ureche muzicală, deja facem niște game la orgă împreună, studiem. Eu îl pun să mă acompanieze, știi, un pic, 7 ani jumate. Mulți înainte. Deja merge la școală. Clasa întâi, da. Liceu de muzică Marin Sorescu. Îi place la școală? Da, zice că nu studiază acum, că o să studieze când o să înceapă școala. Mai are câteva teme de făcut, soacră mea fiind educatoare, îl mai ceartă și îl mai pune. Hai, vezi că mai ai de făcut 10 foi, 20 de foi. Am timp destul la școală să le fac. Ce-i drept, este copilul în vacanță, se bucură de... Da, puțin cu rolele prin casă și gata. Mai scrie puțin parchetul și totul este bine, nu? Eu sper că, nu știu, vă doriți în familie ca Ștefan să... meargă pe drumul ăsta. Sincer, ce vrea el chiar să facă. Nu, nu-l oblig eu să facă muzică, să se facă nu știu ce profesie, doctor și așa mai departe. Păi, ce se... vrea el să se facă? Până eu se spus face Ștefan ce vrea el să se facă, eu zic să ascultăm pe mama lui, pe Ionela Angel Popa, da? Așadar, în următoarele momente ne cântă Ionela Angel Popa, mai bine taci și le faci, eu sunt mamă de băiat. Jur că are ce vedea, că m-am zbătut pentru ea, măi. Asta-i viața, n-ai ce face, mutul tace și ne face, și drum bun cui nu mă place. Mai bine taci și le faci, ca să-i faci pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite-al dracu ce-a făcut, măi. Mai bine taci și le faci, ca să-i faci pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite-al dracu ce-a făcut, măi. Satul nu m-am dat cu învățatul, nici cu sapaca dat altul. Cu mintea mea și norocul, fără să mă joc cu focul, cum ne cum mi-am găsit locul. Mai bine taci și le faci, ca să-i faci pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite-al dragul ce-a făcut, măi. Mai bine taci și le faci, ca să-i faci pe toți îndragi, să se oftice pe rând, uite-al dragul ce-a făcut, măi. Cu tine.
simplu de la țară, cu haina luată de-o vară, făcui un județ să moară. Asta-i viața, n-ai ce-i face, mutu tace și le face, ce drum bun cui nu mă place. Mai bine taci și le faci, ca să-i faci pe toți îndraci, să se ofice pe rând, uite-a dracu ce-a făcut, măi. Mai bine taci și le faci, ca să-i faci pe toți îndraci, să se ofice pe rând, uite-a dracu ce-a făcut, măi. Bat veriu și calci rece.
și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Din nou în direct alături de dumneavoastră. Da, aici noi suntem foarte ocupate. Mulțumesc, mi-a stricat cadrul așa de început de... Scuze! Da, toată lumea e ocupată aici, fiecare cu ce vrea, se cântă, se vorbește cu lumea pe Facebook. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm dedicațiile și în această seară, însă și pe pagina de Facebook, că tot noi, toți suntem noi acolo pe Facebook. Însă este cineva care vrea să vorbească cu noi, așa că spun bună seara! Alo? S-a terminat bateria. Bună seara! Bună seara! Nu mai sunteți în direct alături de noi? Aoleu, am vorbit noi prea mult? Eu cred că am vorbit. Data viitoare o să vorbesc mai puțin. Vă așteptăm telefoanele în continuare, 0720880480. Nu uitați că în această seară vom afla câștigătorul instalației GPL și pentru că suntem după pauza de publicitate, primul telespectator care sună și vrea să participe la concursul nostru va răspunde corect la o întrebare, va fi înscris la tombolă și vom afla câștigătorul. Poate câștigă în această seară, de ce nu? Așa că avem un telespectator care vrea să câștige, de ce nu? Bună seara! Alo? Bună seara, cu cine avem plăcerea? Bună seara! Nu știu cu cine vorbim. Cred că reușiți să mă păcăliți. Am mai vorbit, nu-i așa? Păi, nu am, mamă, Claudita, cine ai, mamă? Doamna Tudorița. Vă ascultăm cu drag, doamna Tudorița din Băureni. Doamna Tudorița, pe care o știm noi cu toții. Teopopa, nu? Teopopa. Am înțeles. Vă ascultăm. Totopopă. Totopopă, da. Mă bucur că avem în fața noastră la micile carne de... Doamna Tudorița, să știți că se pierde semnalul. Rămâneți într-un loc să... Vă auzim. Și să dați televizorul încet, să ne auzim doar prin telefon. Da, și acum se aude? Televizorul l-ați dat încet? Nu are televizorul. Calculatorul acolo, unde de urmăriți dumneavoastră, pe internet. Suntem mai multe unde aici. Da. Vă ascultăm. Mă bucur că avem în fața noastră o minunată artistă, pe doamna Ionela Anghelpopa, pe care eu... Care mi-a intrat din nou în cadru. Da? Da, mulțumim, doamna Tudorița. Și vreau să dedic și eu toată emisiunea în această seară, în primul rând pentru familia mea, pentru toți cei dragi nouă, pentru... Doamna Tudorița, nu știu ce se întâmplă, dar se întrerupe legătura telefonică, nu vă auzim foarte bine. Dar nu știu, se aude, la mine este semnal, că nu știu ce se întâmplă. Acum vă auzim mai bine, așa, dumneavoastră continuați. Și așteptă emisiunea pentru prima familie mea, toți cei dragi mamă, pentru nepoțelul meu scurs și drag, pentru Bogdanel. Pentru mine, toți prietenii noștri care privesc acest post de televiziune Alege TV, care sunt mulți și foarte mulți și din țară și de peste o țară, și pentru Ionela și frumosul ei băiat. Credeam că spuneți bărbat. Mulțumim. Vreau să zic că nu știu ce se întâmplă, dar noi nu mai suntem prietene pe Facebook. Da, știu. Să-mi trimite azi în ocerea de prietenie, nu sunt eu de vine, băiețelul meu, care mai trimite el așa din când în când. Îmi prinde telefonul, mai face niște conversații pe acolo. Da, și mami nu știe. Rezolvă ea, dar cred că a uitat și ea.
Și da, nu e nicio problemă, noi suntem alături de, eu sunt alături de voi, de artiștii pe care îi stimez și iubesc de sufletul și sperăm să ne vedem cât de curând. Eu vă doresc din suflet o seară bună, multă sănătate și tot ce vă doriți în viață să vi se împlinească. Mulțumim, doamna Tudorița, pentru telefon și pentru că mereu sunteți alături de, de noi. Păi, Ștefan face tot ce vrea. Bineînțeles, și... doar ce l-am prins cu telefonul mâna cu ceva vreme și își comanda și el pe OLX ceva. Vrea să-și cumpere ceva, un hoverboard, nu știu dacă știi ce înseamnă, roțile alea de mers singuri, așa. Deci toată tehnologia trebuie să fie la el acasă. Păi să-i facă mami și cu tati voile atunci. Nu, pentru nu, că... trebuie să muncească, să-și cumpere singur. Noi asta încercăm să-i imprimăm așa și să-i, să-l învățăm că trebuie să facă ceva astea? Pentru bănuțe, adică înțelege? Trebuie să dea mami și tati toată viața. O, când place uneori ideea? Da, uneori nu, mă rog. Păi atunci mie îmi place ideea de a ne cânta în următoarele momente, pentru că mai sunt, urmează două piese foarte frumoase, sunt Femeie Mândră aleasă. Da, să fie pentru Elena Dobrescu, frumoasă. Pentru Mihaela Nova, care mi-au trimis și mesaj pe Facebook, Cristina, nepoata mea, sper că a găsit Alege TV. Pentru familia Forțan, îmi pare rău că n-am putut să fim la botezul dumnealor, asta e, nu am putut pentru că eram în altă parte cu formația, la al doilea, Laurențiu la al doilea. Și pentru toți care ne ce urmează, sunt Femeie Mândră aleasă, pentru toate doamnele, domnișoarele, nășicile și mirensele care cărora eu le cânt la nuntă. Pentru toți cei care ne urmăresc, ne cânt în următoarele momente Ionela Angel Popa.
că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-n' așa cu vina. Hai joacă-n' și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-n' așa cu vina. Și se iubesc, ce drag îmi e să-i privesc. Are nașa gânduri bune și e iubită de lume. E pusă la patru ace, de-aia lună și voi place. Hai joacă-n și că joacă, nu e alta să te întreacă. Și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-n așa cu vina. Și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-n așa cu vina. Hai joacă-n' și că joacă, nu e alta să te întreacă. Hai să cânte muzica, joacă-n așa cu vina. He, da, hai joacă-n' și că joacă, nu e alta să te întreacă. Spune-o la Angel Popa 0720 880480. Este numărul de telefon care a fost deja apelat, așa că spunem bună seara din nou. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, cu cine avem plăcerea? Mihaela mă numesc. De unde ne sunați? Din Craiova. Vă ascultăm. Aș vrea să fac și o dedicație pentru fetița mea. Da. Carla Maria se numește. Da. Am emoții smate când... Nici o problemă. Vă ascultăm cu drag. Și pentru toți cei care ne ascultă. Așa să fie. Domnul Mihaela, doriți să participați la concursul nostru cu instalația GPL? În această seară va fi extragerea. Nu știu de ce este vorba. Trebuie să fiți foarte atentă la un text pe care îl voi citi în următoarele momente și vă voi adresa o întrebare prin acest text. Este foarte simplu. Da. Încercați? Încercăm. Fiți foarte atent atunci la ceea ce voi spune eu. BNG Gaz Auto, unic importator instalații GPL OMVL, premiază un telespectator al EGTV cu o instalație de gaz. Mărcile comercializate și montate de către partenerul nostru sunt Tomaseto, Compact, AG, HANA, AGC și Valtex. Prețul este concurențial. Dacă dumneavoastră mergeți să cumpărați o instalație GPL de la BNG Gaz Auto, veți plăti 2200 de lei și acest bani îi puteți plăti integral sau în 6 rate egale, fără dobândă. Datele de contact ale BNG Gaz Auto sunt numărul de telefon 0764-181-377, adresa de e-mail bggazauto@yahoo.ro sau sediul firmei din strada Popoveni, numărul 5. Dacă ați fost atentă, doamna Mihaela, spuneți-mi în câte rate puteți plăti cei 2200 de lei dacă mergeți la BNG Gaz Auto să cumpărați o instalație GPL. 3. N-am...
Nu. Nu. În 6 rate egale. Îmi pare rău. Se mai întâmplă. Însă veți participa la cealaltă extragere, cealaltă tombolă, unde puteți câștiga un voucher la Florin Burescu Atelier. Mult succes vă doresc și vă mulțumim frumos pentru telefon și rămâneți alături de noi că ne va cânta unele Anghel Popa pentru cei dragi dumneavoastră în această seară, nu-i așa? Da, bineînțeles. Mai avem timp, mai avem o oră și jumătate de emisiune în care să cântăm atâtea melodii frumoase pregătite după albumul cel mai recent, însă l-așteptăm pe următorul. Da, bineînțeles. Cum mai petrece Olteanu, românul, pe unde merge unele Anghel Popa? Păi lumea joacă, noi cântăm. Eu cu formația mea avem destul de multe evenimente, ne bucurăm pentru asta, ne rugăm de sănătate, putere de muncă, mergem și cântăm oriunde și băile, știi, Craiova, în afară Craiova, să zic așa. Ia să vedem dacă următorul respirator de unde e și dacă cântăm acolo. Bună seara! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Bună seara și domnei... invitatul dumneavoastră, doamna Anghel, da, o sărut, este o drăguță, are o voce extraordinar de frumoasă și mulțumesc pentru toate melodiile frumoase pe care le are, ne merge la suflet. Mulțumesc! Iar dumneavoastră, pe emisiunea dumneavoastră, ne încântați inimile și fetele noastre. Mă bucur de tare mult să aud acest lucru! Da. Ne spuneți și nouă cu cine stăm de vorbă? Mulțumesc pentru emisiunile noastre și pentru invitați. Sunt... Lenuța Rusu din Craiova. Da. Și aș vrea și eu toată emisiunea să-i o dedic vinerelui meu, Mircea Mare, Mircea, care astăzi îmi primește o frumoasă vârstă. La mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani. Și din să trăiți. Nepoatei mele, Mara Doina, nepoatei Roxy și nepoțelului Alex, familiei Ghionea, fetelor mele, Mirela și Bianca și familiei Iordache din Gheorghița. Cu mult drag, doamna Lența. Pentru dedicații și vă doresc din tot sufletul să aveți la fel de multe emisiuni așa frumoase ca și până acum. Iar dumneavoastră, doamna mea dragă, sănătate multă și la cât mai multe CD-uri, melodii și să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți tot așa frumoasă și tânără mereu. Mulțumesc, la fel, Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim, doamna Lenuța, pentru telefon. Rămâneți alături de noi, ne cântă, ne mai cântă în această seară Ionela Anghel Popa, pentru că a adus multe piese și noi vorbim despre cum petrece românul, Olteanu, pe unde... Știi cum petrece, dacă vinul e bun și mâncarea e bună și lăutarii un pic așa... Pe măsură? Pe măsură, deja toate decurg la... modul perfect. Păi e minunată atunci câtă vreme lăutarii sunt mereu acolo unde trebuie, unde sunt oameni veseli și care știu să se bucure de melodii, petrecerea... Bineînțeles. Încercăm să le facem așa cât pot eu, încerc eu să cânt la toată lumea ceea ce vor, nu neapărat cânt și de ale mele, că nu sunt atât de cunoscute și de ce nu? Să fie lumea mulțumită. Să vedem dacă e lumea mulțumită. Mă spunem din nou bună seara. Alo. Bună seara, spuneți-ne și nouă cum vă numiți și noi ne sunați. Și aș avea rugămintea să dați televizorul mai încet să ne auzim doar prin intermediul telefonului, da? Da, bună seara. Vă ascultăm cu drag. Cu cine stăm de vorbă? Cu Basilica Georgiana. De unde ne sunați? Sadova. Cu drag, vă ascultăm. Vreau să fac și o dedicație pentru soțul meu, da, pentru socrii mei, pentru părinții mei și pentru toți care ne ascultă. Pentru toată lumea să fie atunci. Lumea care ascultă pe... Vrem să ascultăm și noi, indiferent ce melodie, că știm că doamna cântă melodii frumoase. Să vedeți ce melodii urmează, doamna Georgiana, rămâneți alături de noi pentru că eu o să o pun la cântat pe Ionela Anghel Popa în următoarele momente și ne cântă așa, bărbatul care-i isteț și am de toate în casa mea.
dacă așa o fi, vorbim deci după. Vreau să aflu după mai multe, pentru că în următoarele momente o ascultăm pe Ionela Angel Popa, bărbatul care este și am de toate în casa mea. Mare.
fericit. Am de toate în casa mea și sunt fericit. Am acum ce nu au alții, de-aia-s dușmănit. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nane, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun, meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Și la 20 de ani,
60, dacă vrei ai să iubești. Ascultat-o pe Ionela Angel Popa cu alte două piese frumoase. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm în continuare dedicațiile, însă și pe pagina de Facebook Popas Folcloric Alege TV vă așteptăm mesajele pe care le voi citi în câteva momente, că au venit câteva mesaje, însă înainte toate vreau să mai vorbim cu cei de acasă, cu cei care ne sună, așa că spun bună seara. Alo? Bună seara! Sunteți în direct! Nu vreți să vorbiți cu noi? Dacă s-a întrerupt legătura telefonică, să știți că vă mai așteptăm. Să ne mai sunați 0720880480. Poate era Ștefan. Poate era Ștefan? Vrea Ștefan să te vorbim cu noi? Să se înscrie la concurs să câștige. Apropo de câștigul și mai departe. E foarte norocos. Odată mi-a cerut 2 lei să tragă un loz la, mă rog, undeva și a tras 4 lozuri la rând. Tot 2 lei. Până la urmă i-a pierdut. Avem un nou telefon, însă bună seara! Sărbuile, bună seara! Cu cine avem plăcerea? Dragă Daniel, bună seara! Vă ascultăm cu drag! Salutăm și dumneavoastră, doamna Ginele Angheta, sărbuile, stimată doamnă! Bună seara! Și mă bucur că sunteți pe un post de televiziune și eu care vă privesc drag cu drag cu drag. Să știți că la această oră vă privesc din tot sufletul și cântați extraordinar! Mulțumesc. Mă bucură foarte mult. Și
Da, da, ascultăm, vă ascultăm, Manel, terminați dedicațiile. Am eu după aia o întrebare. Să fie tot programul dumneavoastră medical pentru toți bucovicenii mei care țin foarte, foarte mult la domeniile lor, pentru prizitorii dumneavoastră, stimatorul de ană, pentru doamna Ionela Rangel Popaștii, colegii dumneavoastră de cântec, pentru toată lumea, ce este mai? Să fim sănătoși, să fim fericiți, Doamne ajută! Domnul Daniel, vreți să participați la concursul cu instalația GPL? Am impresia că ați mai încercat. Da, dar asta e, dacă se poate să faci acum. Vreți să participați? Corect! Suntem după pauza de publicitate, deci sunteți primul telespectator care sună, așa că vă dorim succes și fiți foarte atent la ceea ce voi citi eu în următoarele momente, da? Ok, deci ce să fac după pauza de publicitate? Fiți atent! BNG Gaz Auto, unic importator instalații GPL OMVL, premiază un telespectator alege TV cu o instalație de gaz. Mărcile comercializate și montate de către partenerul nostru sunt Tomaseto, Compact, AG, HANA, AGC și Valtex. Prețul este concurențial. Dacă dumneavoastră mergeți să cumpărați o instalație GPL de la BNG Gaz Auto, veți plăti 2200 de lei. Acești bani îi puteți plăti integral sau în 6 rate egale, fără dobândă. Datele de contact ale BNG Auto sunt numărul de telefon 0764181377, adresa de e-mail bggazauto@yahoo.ro sau mergeți la sediul firmei din strada Popoveni, numărul 5. Domnul Daniel, spuneți-mi cât costă o instalație GPL dacă mergeți la BNG Gaz Auto să o cumpărați dumneavoastră? Da, e cam o putere de situație. Dar cum n-ați spus atât, am spus mai devreme eu. Stați puțin că care e problema. Am ascult dumneavoastră ceea ceva corect, ceva de GPL, dar n-am înțeles bine cauza telefonului. Încercai să dau un pistol la mai cea telefon. Ceva de, nu știu, 20.000, nu știu, sau 10.000, nu știu, la bază. Nu. Ceva cu tot cu 2.000 și ceva. A, 2.000 și ceva, da. Se aude cam prost pe telefon, sau nu uita pe telefon, dar îmi trebuie ceva de GPL pe strada Popoveni, ceva, dar nu trebuie să-i cap coada, așa. Deci, puteți percepție pe Domnul Daniel, pe telefon, îmi pare rău să știți. N-are importanță. 2200 de lei era răspunsul corect. Lăsați, nu uita să-ți dea cu ce supărare, nu uita bani, ce supărare, nu uita bine sănătoși. Așa este. Mulțumim frumos pentru... Auziți ce m-a spus domnișoară? Orică câștiră, oricul lucruși, tot Daniel mă cheamă. Așa este. Vă mulțumim frumos pentru telefon și vă mai așteptăm alături de noi. Rămâneți alături de noi pentru că ne va cânta Ionela Anghel Popa, însă până atunci aș vrea să citesc mesajele care au mai venit pe pagina de Facebook. Bună seara, frumoase doamne, o stimăm foarte mult și ne pare rău că nu a putut fi prezentă la nunta noastră anul viitor. Dedic toate melodiile frumoase ale doamnei Ionela pentru vărul meu Cornel din Predeș, care astăzi face o frumoasă vârstă. Îi doresc sănătate și multă fericire și pentru copiii mei le doresc multă sănătate, spune Natalia Ionela. De asemenea, ne-a mai trimis și Florii Spas un mesaj. Bună seara, aș dori să dedic melodiile din seara aceasta pentru nepoții, pentru sora și cumnatul meu și pentru cuscrii mei. Le doresc tuturor multă sănătate, spune și Florii Spas. Vă mulțumim frumos pentru mesaje. Va cânta pentru toți. Ionela Anghel Popa are melodii pentru toți, pregătiți, pentru că acest album, așa cum spuneam puțin mai devreme, aici cântă despre mamă, de toate. Femeie, nașă. De toate, copilărie, despre copilărie. Bineînțeles, urmează melodia Unde ești copilărie, când alergam pe câmpie fără bani în buzunare și nici ciorapi în picioare și nici așa de firmă era? Și nu mai așa nu era mai vorbim. Copilărie? Da. Chiar ați expus în melodiile astea. Textul acesta chiar l-am făcut eu singură, versurile tot eu, melodia soțul meu. Păi, de, dacă nu punem noi pe versuri în versul ceea ce simțim și ce... E singura melodie pe care a scris-o capodat? Sunt mai multe scrise și de mine. Cum ar fi? Păi, mai bine tașele face, am început prea să fac și m-am potmolit mai departe de la genii. Sunt femeie mândraleasă, să trăiască soacră mea și eu mulți ani lângă ea. Urmează.
și mai multe. Păi, dacă sunt atât de multe, eu zic să le ascultăm, dar după o scurtă pauză de publicitate, invit pe cei de acasă să rămână alături de noi, pentru că după publicitate ne va cânta Ionela Angel Popa și să știți că avem și surprize, pentru vrea să vedeți ce am pregătit, sper să-i placă, da? Așa că rămâneți alături de noi! Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun, meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. We'll be right back.
Botoșan, că-s băiatul lui tata. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Satul meu, măi, și-o iubim mândre ca el, că-s frumos și tinere. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Și la muncă și la joc, tata-i tot pe primul loc, măi. Dar și eu sunt tot așa, că-s băiatul lui tata. Și cântă Ionela în seara aceasta. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm în continuare dedicațiile și mesajele și pe pagina de Facebook Popas Folclorica Lege TV. Nu uitați de voucherul la Florin Burescu Atelier pe care îl puteți câștiga și în această seară și de concursul cu instalația GPL. Este ultimul telefon care poate participa la concurs, așa că spun bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, cu cine avem plăcerea? Mihaela Cercel de la Mihăița. Vă ascultăm cu drag. Aș dori și o două dedicații. Da. Ionela, să știi că
îmi place foarte mult melodiile tale. De câte ori văd și la televizor și la radio, cu mare drag și le ascult. Mulțumesc. Și pun mult și multe, multă sănătate și îți doresc tot binele din lume. Mulțumesc. Și aș dori și eu, deci dedicațiile, două pentru sora mea Corina din Anglia, nepotul meu Robert Florin și pentru cumnata mea Dorina de la Mihăița, care mâine vine și ea din Spania și o aștept cu drag și o pup și o iubesc tot ca pe sora mea. Cu drag, doamna Mihaela, vreau să vă întreb dacă vreți să participați la concursul cu instalația GPL. Deocamdată nu. Nu doriți? Că... Nu. Am acum puțină treabă și v-am prins foarte repede și de asta... Am înțeles. Vă n-aveți mașină frumos. Sau de ce sunteți? Nu e mașină, nu este, dar... Să știți că am mai câștigat CD-uri și mai multe, dar nu am avut timp ca să vin să... Sunteți norocoase atunci. Da. Oricum, vă mulțumim pentru telefon atunci și pentru dedicații. Cu drag vă dedicăm toate melodiile din această seară pentru cei dragi dumneavoastră. Mulțumim frumos. Eu am pregătit ceva în această seară, de ceva vreme, pentru invitații mei. Vreau să toată sunt e și pentru invitați, dar și pentru cei de acasă, printr-un material cu câteva imagini, prin care vreau ca cei de acasă să vadă pe interpreții, pe artiștii, cei care trec pe aici prin emisiune, cum petrec ei, ce se întâmplă în viața lor dincolo de, iată, această emisiune, dincolo de televizor. Așa că o să-i rog pe colegii mei să mă ajute cu aceste imagini, să le privim și să le comentăm. Zic. Doamne, da, ce ai făcut, mă, nene, mă? Da, da, uite, Cristi Bănățeanu la nuntă, cred că acum 3 săptămâni este ce poza asta. Asta e poza de acum 10 ani. Bine, Nelu Bițână, Cornelia Tică. Revelionul tale de la Târgu Jiu, da, lângă Cornel Cojocaru, Bățână. Cred că asta e aici, anul trecut. Da. Eram eu mai slăbuță. uite de Sânziene, sărbătoarea Sânzienelor prin centru vechi, eu, Corina Călin, Monica Prăvulescu, vecina mea din Popoveni, alte colegii ale mele de cântec. Ce slăbuță eram aici. Ce tinerică, da. Da, cred că în anunta de sâmbătă. Aminti, uite și mai recente Facebook-ul. Și puțin mai veche. Uite ce slavă sunt aici, domnul Cristi Bănățeanu. Aoleu, tine. Da. Cu ceva vreme în urmă la o nuntă, doamna Jenny. Despre doamna Jenny. Și băiețelul meu de Revelion e poza asta făcută. Iată că muncește și el, cântă. A vrut să cânte alături de noi, pe scenă, și să câștige și un ban cinstit. Așa foarte a zis. Bine. Da, uite, de la ansamblu colegele mele. Lavinia Bursovie, Eliana Popa. Eliana Popa. Da. Of, tinerețe. Ștefăne. Aici suntem la un botez, la masă, mesen, bine, am și cântat un pic. Și uite, pe hoverboard, vezi? De ce vorbeam? Asta își dorește băiatul meu, este noua modă acum și costă ceva bănuț. Iată, la ultima zi de școală, da, după care a fost uns la zero de tatălui. Eu cu formația mea, apropo, da, o dedicație și pentru formația mea, că altfel mâine sunt un om mort fără ei. Păi, momente frumoase, petrecute alături de colegii de cântec. Deci, mâine eu când la nuntă, nu știu unde o să cânt, la cine, cred că știu, dar nu vreau să spun. Așa, și eu o să cânt alături de colegii mei. Bineînțeles, la acordeon soțul meu Cristi Popa, saxofon Radu Stoica, cel mai bun, și orgă Mihai de la Ghercești. La tobe stan fratele meu, pentru toată lumea. E mare formația, însă n-aș vrea să facem pe telespectatorul care este la telefon să ne aștepte prea mult. Bună seara! Alo, bună seara! Cu cine avem plăcerea? Dumneavoastră și dumneavoastră. Cum vă numiți? Și vreau să fac și eu câteva dedicații. Sigur, cu mare dragă, să spuneți-ne înainte de toate cum vă numiți și de unde ne sunați. Cristi din Lipov. Cu drag, vă ascultăm! Aș vrea să fac și eu câteva dedicații pentru nașii mei, familia Dobrescu, care le urez multă sănătate și fericire, pentru copiii mei, Natalia și Sebastian, pentru soția mea, pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru bunicul meu, le urez multă sănătate și bucurie. Cu mult drag, domnul Cristi. Ne va cânta unde la Anghel Popa în această seară. Rămâneți alături de noi și, păi, na, cota dedicații. Noi am mai avea de vorbit multe. Nu știu, vreau să știu dacă... Salut vecinii mei din Popoveni. Astăzi seară bem la mine, mâine seară la tine, chiar este făcută de mine.
Am lângă mine un vecin foarte bun, domnul Vitul, salut, și pe dumnealui când face un grătar îl cheamă la el și invers, adică de aici foarte a plecat frumos. Melodia să păi la cine mâine la mine. Să nu mai ajungem vorba pentru să vecina mea Ionela din Popove, pentru nepoata mea Alina, pentru toți care ne-au sunat și care ne privesc. Cu drag, o ascultăm în următoarele momente pe Ionela Angel, Popa, pe urma tatălui meu, unde ești copilărie. În următoarele momente, Ionela Angel, Popa. Fără ciorap
soacra mea și omul țar lângă ea. Soții, Doamne, sănătoasă, că la grea nu mă lasă. Soacra mea nu mi-este soacră, mi-este mama adevărată. Să rud mâna-i voi da când mi-o bate inima. Soarta, să fim una lângă alta. Tot ce mi-a vrut inima, mi-a dat cu drag soacră mea. Mi-a dus pe lume soarta, să fim una lângă alta. Să trăiască soacra mea și omul țar lângă ea. Soții, Doamne, sănătoasă, că la grea nu mă lasă. Soacra mea nu mi-este soacră, mi-este mama adevărată. Să rud mâna-i voi da când mi-o bate inima. Așez la casa mea, soacra să nu fie rea. Am avut noroc pe lume și mi-a cântat cu bine. Când mă așez la casa mea, soacra să nu fie rea. Să trăiască soacra mea și omul țar lângă ea. Soții, Doamne, sănătoasă, că la grea nu mă lasă. Soacra mea nu mi-este soacră, mi-este mama adevărată. Să rud mâna-i voi da cât mi-o bate inima. Trăiască soacra mea, spune da. Ionela Anghel. Cam Popa. Banii de la ea. A, cum? Bănuții ești de la da, gât? Da, 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 sunt de la mama soacră. Păi chiar trebuia menționat că altfel... altfel am încurcat-o. Noi ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii. Avem două extrageri de făcut. Doi telespectatori trebuie făcuți fericiți și felicitați în această seară. Vom începe cu cel care câștigă voucherul la Florin Burescu Atelier, da? Și eu vreau, domnul Florin, vreau și eu o costumație noi la băieții mei din formație. Așa, ce să... Ia hai să vedem. O, doamnă, cine un domn a câștigat? Cine a sunat în această seară sau a trimis mesaj? Georgiana din Sadova. Aoleu, am emoționat eu. Georgiana din Sadova. Bravo, a câștigat voucherul la Florin Burescu Atelier. Felicitări! La sediul nostru din Sada Câmpie, Izlaz, numărul 97A, puteți veni și să vă ridicați voucherul. Acum ia cu premiul cel mare. Da, 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 Ștefan nu a apucat să să sună și să se înscrie. O să se supere? Nu, îi trece, nu? Îi trece, da. Avem aici și ceilalți participanți de vreo două luni încoace, tot ne sună lumea și tot anunțăm concursul. Cei care au răspuns corect la o întrebare și au sunat și au dorit să participe la concurs sunt aici. Oh, ia să vedem cine vezi? Câștigă. Uite, drag. Aici drag. Trebuie bine. Cam multe bilețele. Aole, mai. Sunt două. Deci, dăm pe ăsta jos, așa? Și rămâne asta? Rămânem cu ăsta. Să vedem cine e aici. Marius Brotac din Țuglui a participat pe 1-a 7-a. Ne-a sunat și a răspuns corect. Felicitări, domnul cred Marius. Cred că știu pe Marius Brotac. Ei, na. Sper să nu fie un, un viitor generic de al meu. Cred că da. Felicitări, Marius Brotac din Țuglui a câștigat instalația GPL oferită de BNG Gaz Auto. Veți fi contactat în cursul săptămânii viitoare de colegii mei. Așadar, felicitări și ce să zic? Țuglui, adică din Podar de la mine. Din Țuglui, da. Eu sunt de la Podare. Ai văzut cum scrie acolo Podare? Hollywood. Ce vale. Da. Păi ce să zic? Îmi pare rău pentru Ștefan. Îmi pare asta rău pentru Ștefan că nu data viitoare a reușit. Ai văzut că m-a sunat mami, înscrie-te la concurs, să câștigi. Da, de unde spune mama GPL-ul că noi?
Noi însă suntem către finalul emisiunii, așa, și aș vrea să le transmitem un gând celor de acasă. Păi să fie sănătoși, să data viitoare să ne sune mai mult, să aibă curajul să ne sune, pentru că nu, au nu sunat, se întâmplă... Știu că mi-au scris pe Facebook foarte multe persoane că nu reușesc să intre în direct, timpul este foarte scurt, trebuie să cântăm, trebuie să trimite mesaje. S-au suprapus telefoanele și în fond și la urmă nimeni n-a mai sunat. Păi știți că și Ștefan a spus că nu poate. A încercat să sune de acasă mama soacră. Păi mulțumim celor care au sunat, celor care n-au sunat, celor care au trimis mesaje pe Facebook. Tuturor, Doamne ajută, sănătate multă și ție succes și să auzi tot așa. Și să venim întâmpinarea celor de acasă cu melodii. Noi. Album, da? Bineînțeles. Păi, eu zic să venim mai emisiune... bine live, iau formația după mine, venim aici că facem o cântare facem și live. Ca la nuntă. Facem și live. Păi vă invit la cântat acum pe final de emisiune, iar eu vreau să mulțumesc tare mult florii Bad Events pentru aranjamentul floral, mulțumesc Sorin Burescu Atelier pentru vestimentație, Ionuț Dincă Studio pentru coafură, Oanei Zăvă și Suzanei Petre pentru machiaj. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați fost alături și în această seară de vineri, iar săptămâna viitoare ne întâlnim la un nou popas folcloric în direct aici la Alege TV. Să aveți un weekend frumos și un sfârșit de săptămână așa cum vi-l doriți. De când am... Gândiți ca două vieți nu trăiți. Hai la joc, nu stați deoparte.
îți aduce bani, bani îți